Domnule doctor, ce facem în cazul traumatismelor de țesuturi moi, ca metodă de prim ajutor? Ca metodă de prim ajutor, cea mai cunoscută și cea mai folosită în plan mondial în momentul ăsta e așa numită metodă RICE. E practic un acronim din limba engleză, R de la rest, I de la ice, de la gheață, C de la compresie și E de la ridicare, toate fiind termeni deci, din limba engleză. Și se aplică într-o serie întreagă de traumatisme, așa cum bine a spus, de păsmă, musculo-ligamentare, altfel spus, foarte frecvente în activitatea sportivă, atât profesionistă, dar mai ales amatoare. Nu trebuie să se legăm numai de sport aceste traumatisme, pentru că o entosă de gleznă, de pildă, poate fi făcută și pe stradă, neobservând o bordură prost montată sau un capac batan de canal. Primul lucru și cel mai puțin respectat e R-ul, e restul, e repausul. Pentru că omul are senzația, de multe ori, senzația evident eronată, greșită, că dacă se mișcă, mai mobilizează sângele, cui pe cui se scoate, mai sunt niște zicale de astea românești, și în loc să facă un repaus segmentar, deci un repaus al zonei afectate, există o tendință foarte mare de a se mișca, tendință greșită. Repausul are două explicații principale. Pe de o parte, protejează tendonul, ligamentul, mușchiul de o posibilă agravare a leziunii inițiale, iar pe de altă parte, organismul își conservă energia care va fi implicată în vindecarea ulterioară. Oricum, este foarte important și în funcție de nivelul la care se produce traumatismul, pentru că, de exemplu, la membru inferior e mult mai invalidant pentru subiect, pentru pacient, pentru om să-l țină imobil și atunci mai greu respectă. Dacă la membru superior pacienții sunt ceva mai complianți în a respecta, la membru inferior, să nu conduc, să nu merg, să nu, n-am cum, lasă că o duc pe picioare. De foarte multe ori, și aici fac o paranteză, mult mai ușor cineva apelează la cârje și mult mai firesc îi se pare dacă ai o fractură de un os mic al piciorului decât dacă ai o leziune importantă de păsmoi. Pe undeva în cultura noastră, fractura, ruptura osului n-are cum să fie rivalizată de indiferent ce leziune de păsmoi. De aceea insist foarte mult pe acest rest, pe acest repaus, care este primul pas către vindecare. Al doilea element care intră în discuție este ice, este gheața, I-ul de la ice, care pe de o parte combate pe termen scurt durerea locală, pentru că întotdeauna inclusiv spray-uri folosite în sport, de fapt sunt spray-uri cu gheață și este important să scădem durerea, iar pe de altă parte, prin faptul că reduce fluxul sanguin local, făcând vasoconstricție, deci frigul face vasoconstricție, în scade fluxul sanguin local, reduce pe termen scurt și mediu inflamația și edemul local. Două lucruri foarte importante, da? Reduce durerea și reduce inflamația edemul local. Acum, din păcate, foarte multă lume nu realizează această importanță sau importanța pe care trebuie să se acorde aplicației de gheață, aplicației reci. Mai mult decât atât, sunt persoane care folosesc chiar căldură. Niciodată într-un traumatism de păsmoi nu punem cald. Cald înseamnă vasodilatație, înseamnă că aduc sânge, înseamnă că se umflă mai tare, nu rezolv nimic. Și iarăși nu mă ung, apropo de cal, cu unguente care fac încălzire. Eu nu mă ung după un traumatism cu încălzitoare, cu cei care dau înainte de efort, pentru că încălzitorul ce îmi produce? Îmi produce vasodilatație, deci iarăși mi-aduce sânge, crește edemul, crește inflamația. Ideea este de a reduce acest edem și această inflamație și durere și acesta o facem cu rece. Cum aplicăm rece? Probabil că vă întrebați. În funcție de zona afectată, de exemplu la deget ținem 10-12 minute, la coapsă, gambă putem să ținem
18, 20, 22 de minute, după care facem un repaus, cum spun, după care putem repeta. Putem repeta de 4, 5, 6 ori pe zi acest procedeu. Există o serie întreagă de dispozitive comerciale care pot fi folosite, refolosite, le băgăm în congelator și se îngheață și aplicăm și se dezgheață iarăși, înghețăm iarăși, aplicăm, care au și o anumită facilitate în folosire. Le folosim așa. Dacă putem gheață pur și simplu într-o pungă de gunoi menajer, într-o pungă normală, după care o aruncăm după utilizare. Foarte important este să conștientizăm că aceste comprese rece, această gheață, aceste aplicații sunt importante, mai ales în primele 3 zile după accident. Deci noi când vorbim de RISE, 2-3 zile, 48-72 de ore, noi vorbim, când vorbim de RISE, vorbim, așa cum bine ați întrebat dumneavoastră, de prim ajutor. Nu e o metodă acum 2 săptămâni auto-entorsă, hai să începem cu gheața acum. E o metodă de prim ajutor. Mai mult decât atât, dacă ați observat în sporturi, în general, întotdeauna gheața e nelipsită echipelor medicale, indiferent de cât de traumatic e respectivul sport, gheața e nelipsită de pe tocmai în ideea că orice microleziune, la orice microleziune, se vine imediat în întâmpinare cu această gheață. Am ajuns la compression, la C, la compresie în limba română. Cu ce e obțiută compresia? Asta e prima întrebare. Evident, este obțiută prin niște bandaje compresive elastice care pot fi refolosibile, celebrele feșe elastice, sau de unică folosință, pentru că există o serie întreagă de producători care au dus pe piața parafarmaceutică bandaje compresive elastice de unică folosință care se țin 8, 10, 12 ore, după care se îndepărtează. Compresia are rolul de a ajuta procesul și de a grăbi procesul de vindecare, însă, foarte important, pentru că aici e un termen mai puțin clar decât rest sau ice, modul în care facem compresia. Nu, pentru că am văzut din nefericire, nu aplicăm această compresie ca un garou. Deci noi nu vrem să sugrumăm circulația, nu vrem să avem să sărim din lac în puț, cum se zice, nu vrem să agravăm leziunea printr-o compresie mult prea mare. Compresia trebuie să fie într-o limită acceptată de organism și care să nu dea niciun fel de tulburări de vascularizație în aval. Adică și cum ne dăm seama cât de tare putem să strângem? Nu trebuie să apară furnicături, nu trebuie să se modifice culoarea pielii sub... Deci, practic, eu trebuie să am toate semnele că fluxul sanguin e normal. În momentul când eu strâng aici sau strâng undeva la membru inferior, trebuie să mă asigur că mai jos de compresie nu am fenomenul acela de garou. Deci nu se învinețește, n-am furnicături, n-am modificări de culoare. În momentul când apar aceste simptome, automat eu trebuie rapid să desfac bandajul compresiv și să-l refac mai lejer. Bandajul elastic trebuie aplicat la 3, 4, 5 ore. Deci se mai lasă și o perioadă liberă, iar în funcție de cum evoluează lucrurile, în mod normal, la 2 zile de accidentul ușor pe care încercăm să-l tratăm fără a ne prezenta la medic, dacă lucrurile nu intră în normalitate, oricum la maxim 3 zile, dar eu recomand chiar la 2 zile, la 48 de ore, trebuie mers către un medic specialist care cel mai probabil va indica pacientului o ecografie de păsmoi, ecografia fiind măsura de aur, investigația de aur în acest caz, pentru că îmi dă toate informațiile privind leziunea locală, este ieftină, este repetabilă, nu iradiază și are marea șansă de a putea fi efectuată și în dinamică. Adică
extensie, flexie, contracție și vedem exact cum, care este răsunetul mișcării asupra leziunii pe care o suspectăm, leziunii de păs moi suspectată. Deci, în mod normal, după 2-3 zile de la maxim accident, 3 zile, maxim 3 zile, ce ar trebui zile. Să? Ar trebui să se reducă durerea, ar trebui să se reducă umflătura? Da. Deci, semnele de inflamație clasice, rubor, calor, dolor, deci durere, căldură, umflătură, ar trebui să se diminue net, iar impotența funcțională, deci disconfortul local, să fie nediminuat. Și 90% din cazuri, de fapt, pacienții nici nu ajung la medic în leziune de tipul ăsta. Deci, din 10, 1 ajunge la medic. Ca să încheiem cu RISE, elevation, în engleză, elevat în română sună un pic mai ciudat, ridicat sună mai bine, se referă la ridicarea zonei afectate de traumatism peste planul inimii cu aproximativ 15, 18, 20 de grade. De ce? Pentru a înlesni returul venos. Pentru că, de fapt, într-o leziune de acest tip, care e obiectivul meu? Obiectivul meu e să pun rece, să pun repaus, să scad durerea, să scad inflamația și să înleznesc cât mai mult returul, deci dezumflarea, între ghilimele, zonei respective. Dacă ne gândim, toate cele patru tehnici minime pe care le-am amintit converg în aceeași direcție. Să scadă inflamația, să scadă durerea, să scadă edemul și să grăbească vindecarea. De fapt, despre asta vorbim prin RISE. E o modalitate ușoară, eficientă și rapidă de a acorda prim ajutor, chiar dacă nu suntem medici. Cum ne dăm seama din prima fază că ar fi vorba de o întorsă și nu este ceva mai grav? O să vă răspund la întrebare apropo de întorsă, dar insist pe ideea că RISE-ul înseamnă mai mult, adică area de a aplicarea acestei metode e mai mult decât cea strict legată de întorse. Întorsa, în general, este categoric diferențiată net de fractură prin lipsa afectării osoase. Câteodată nu ne putem da seama de acest lucru și atunci trebuie să ne prezentăm din prima la medic, care de multe ori face o radiografie pentru a exclude fractura, nici el neavând mijloace de a-și da seama de acest lucru fără o radiografie, dar întorsa de gradul 1, întorsa mai simplă, este caracterizată de o afectare locală mică, fără ca noi să fie auzit ca la fractură, să ai senzația de os rupt, să auzi crepitații, să ai o durere de intensitate foarte mare. Este o durere locală, începe să se umfle, începe să devină roșu și atunci ne-am dat seama că este o întorsă. Sfatul meu este evident de a ne prezenta de îndată la medic dacă avem cea mai mică suspiciune, dar de multe ori lucrul acesta nu e posibil. Ca o paranteză, deși nu rezolvă situația, chiar în cazul în care există leziuni mai grave, acest RISE este viabil. Adică chiar dacă avem o fractură și noi suntem pe munte și ne trebuie poate ore, să nu zic o zi, până ajungem într-o clinică de specialitate, ținem rece, imobilizăm piciorul, adică pe undeva, indiferent de tipul leziunii, chiar la o leziune osoasă, deși nu mă aștept ca osul să se vindece cu gheață, pe mine mă ajută cel puțin în controlul durerii. Cel puțin. Nu vindecă, dar ameliorează. Da, nu vindecă, dar ameliorează. Din punctul meu de vedere, neavând date și nimeni nu are aceste date, pentru că nu avem cum să le culegem, consider că probabil 90% dintre pacienți nici nu mai ajung la medic aplicând această tehnică, pur și simplu și rezolvă problema pe care a avut-o cu mijloacele acestea simple pe care au la dispoziție, după care își văd bine mersi de activitățile lor curente, cotidiene.